Rivaltias, Yeshua, car ot na prohodobret fali, ot na valis. Ascultă, turma mică, așa-ți vorbește Duhul Sfânt. Este vremea să te cercetezi. În adâncime, zice Domnul, că sunt gata să-mi arăt puterea. Sunt vremurile despre care s-a vestit, zice Domnul, pe care unii le dau deoparte spunând, Domnul are să zăbovească. Iată, zice Duhul Sfânt, îți văd alergarea și alergi, trudești pentru o pâine care nu-ți satură decât trupul acesta. Pentru o vreme scurtă și apoi flămânzește din nou. Te îndemn să alergi după pâinea vieții, pâinea care s-a frân la Golgota, că sunt gata să-ți dau iertare, zice Domnul. Odată cu iertarea să vină vindecarea și ridicarea ta, zice Duhul Sfânt. Să cercetezi inima părinților și să o întorc spre copii și inima copiilor spre părinți, zice Domnul. Să întind toiagul îndurării și cel smerit să se plece sub el, zice Duhul Sfânt. Scoate din inima ta planurile vechi, zice Domnul, și umblă cărmuit de Duhul, ațintindu-ți privirile în Scripturi, vei hrăni sufletul și el îți va mulțumi. Căci iată negura se va arăta curând, zice Domnul, și doar cel întărit și zidit pe temelia adevărului va rămâne în picioare. Nu te amăgi cu vorbele de șarte ale celor ce spun că sunt cu putere, căci iată anul acesta va fi un an al cernerii. Multe căpeteni, zice Domnul, au să cadă, multe vor fi coborâte în țărâna pământului, multe vor sta în fața lumină, căci nelegiuirea și păcatul va fi dat pe față. De aceea strângeți rândurile, prețuiți timpul și vremea, zice Domnul. Nu bagi vrucoriți harul care vi s-a arătat, zice Duhul Sfânt. Și alergați după neprihănirea mea, zice Domnul, ca în ceasul încercării să fiți întăriți, să nu vă pierdeți nădejdea și nici viața, zice Domnul. Ferice de cel ce ascultă și de cel ce își pune tăria în Domnul, căci iată, viu sunt, scut și adăpost voi fi pentru cel neprihănit. Amin.